Povestea lui Harap Alb, de Ion Creangă Narator Răzvan Buluș Amucii că era odată într-o țară un crai care avea trei feciori și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai îndepărtată și împăratul, fratele craiului, se numea Verde-împărat și împăratul verde nu avea feciori, ci numai fete. Mulți ani trecură la mijloc de când acești frați mai avură prileja să se întâlni amândoi iar verii, adică feciorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Și așa venia împrejurarea că nici împăratul verde nu cunoștea pe nepoții săi, nici craiul nepoatele sale. Pentru că țara în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului și crăia ăstuilalt la altă margine. Și apoi, pe vremurile acelea, mai toate țările erau bântuite de războaie grozave, Drumurile pe ape și pe uscat erau mai puțin cunoscute și foarte încurcate, și de aceea nu se putea călători așa de ușor și fără primejdii ca în ziua de astăzi. Și cine apuca a se duce pe atunci într-o parte a lumii, adeseori dus rămânea până la moarte. Dar ia să nu ne mai depărtăm cu vorba și să începă de până firul poveștii. Amuci că împăratul acela, aproape de bătrânețe, căzând la zăcare, a scris către frățâne său Craiul să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată chemătuș trei feciori înaintea sa și le zise Iaca ce-mi scrie fratii meu și moșul vostru, care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă ca să împlinească voința cea mai de pe urma moșului vostru." Atunci feciorul cel mare ia îndrăzneală și zice, Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie ca să pornesc fără zăbavă. Bine, dragul tatei, dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și crezi că ești în starea a cărmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie care ai vrea tu, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plăcea, arme care-i crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci feciorul craiului își ia cele trebuitoare, sărută mâna tătâne său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și apoi încalecă și pornește cu bucurie spre împărăție. Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum și pe înserate se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, apoi încalecă pe cal, iese înaintea feciorului său pe altă cale și se bagă sub un pod. Și când să treacă fiul pe acolo, numai ia ca la capătul podului îl și întâmpină un urs mormâind. Atunci calul fiului de crai începe a sări în două picioare fornăind și cât pe ce să izbească pe stăpâne său. Și fiul craiului, nemai putând struni calul și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi la tată său. Până să ajungă el, craiul pe de altă parte și ajunsese acasă, dăduse drumul calului, îndoise pielea cea de urs și aștepta acum să vină feciorul său. Și numai ia ca îl vede venind repede, dar nu așa după cum se dusese. Dar ce ai uitat, dragul tatei, de te întors înapoi?" zise Craiul cu mirare. Aista nu-i semn bun, după câte știu eu. De uitat n-am uitat nimic tată. Dar ea, prin dreptul unui pod, mi-a ieșit înainte un urs grozav care m-a vârât în toți părieții. Și cu mare ce scăpând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc la dumneata acasă, decât să fiu pradă fiarelor sălbatice. Și de acum înainte, ducă-se din partea mea cine știe, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăție, nici nimica. Doar n-am a trăit cât lumea ca să mă moștenesc pământul. Despre aceasta bine ai chitit-o, dragul tatei. Se vede lucru că nici tu nu ești de împărat, nici împărăția nu-i pentru tine. Și decât să încurci numai așa lumea, mai bine să șezi departe, cum zici. Căci, mila Domnului, lac de-ar fi, că broaște destule. Numai aș vrea să știu cum rămâne cu moșul tău. așa e că ne-am încurcat în slăbăciune. Tată, zise atunci feciorul cel mijlociu, să mă duc eu dacă vrei. Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare lucru să fie de nuți ți sortăia și ție cărările. Mai știi păcatul? Poate să-ți iasă înainte vreun miepure ceva și, popâc, o trezi cu tine acasă ca și cu frate tău. Și apoi, atunci rușinea ta n-a fi proastă. Dar dă, da, încearcă și tu, să vezi cum ți-a slujit norocul. Vorba aceea, fiecare pentru sine croitor de pâine. De-i izbuti bine de bine, iar de nu, au mai pățit și alți voinici ca tine. Atunci feciorul cel mijlociu, pregătindu-și cele trebuitoare și primind și el carte din mâna tătâne său către împăratul, își ia ziua bună de la frați și a doua zi pornește și el. Și merge și merge până se noptează bine. Iar când prin dreptul podului numai mai ia ca și ursul, mor, 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 mor. Calul fiului de crai începe atunci a fornei și a sări în două picioare și a da înapoi. Și fiul craiului, văzând că nu-i lucru de șagă, se lăsă și el de împărăție și cu rușinea lui se întoarce înapoi la taică său. Craiul cum îl vede zice, ei, dragul tatei, așa e că s-a împlinit vorba aceea. Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Ce fel de vorbă e asta, tată? Zise fiul său rușinat. La dumneata urșii se cheamă găini? Ba, ia acum cred eu, frățâne meu, că așa urs o știrea întreagă este în stare să drumice. Încă mă mir cum am scăpat cu viață. Le hamitești de împărăție și de tot. Că doar, slavă Domnului, am ce mânca la casa dumitale. Ce mânca, văd eu bine că ai. Despre asta nu-i vorbă fătul meu, zise craiul posomorât. Dar ia spuneți-mi, rușinea unde o puneți? Din trei feciori ți are tata, nici unul să nu fie bun de nimica? Apoi drept să vă spun că atunci a degeaba mai stricați mâncarea, dragii mei. Să umblați numai așa, frunza frăsinelului, toată viața voastră și să vă lăudați că sunteți feciori de crai. Asta nu miroase în nas de om. Cum văd eu, frate meu se poate culca pe ureche din partea voastră. La sfântul așteaptă să vă împlini dorința lui. Halal de nepoți ce are. Vorba aceea la plăcinte înainte, la război înapoi. Fiul craiului cel mic, făcându-se atunci roși cum îi gotca, iese afară în grădină și începe a plânge în inima sa, lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Și cum sta el pe gânduri și nu se dumerea ce să facă pentru a scăpa de rușine, numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovită de bătrânețe care umbla după milostenie. Dar ce stai așa pe gânduri luminate, crăișor?" zise baba. Alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul îți râde din toate părțile și nu ai de ce să fii supărat. Ia mai bine miluiește baba cu ceva. Ia, lasă-mă încolo, mătușă, nu mă supăra, zise fiul craiului. Acum am altele la capul meu. Fecior de crai, vedea te și împărat. Spune babei ce te chinuiește, că de unde știi, poate să-ți ajute și ea la ceva. Mătușă, știi ce? una e una și două mai multe. Lasă-mă în pace, că nu-mi văd lumea înaintea ochilor de necaz. Luminate crăișor, să nu bănuiești, dar nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde îți poate veni ajutor. Ce vorbești în mătușă? Tocmai de la una ca dumneata ai găsit să aștept eu ajutor? Hei, luminate crăișor, cel de sus varsă darul său peste cei neputincioși. Se vede că așa place sfinției sale. Nu căuta că mă vezi gârbovă și strămțuroasă, dar prin puterea ce mi este dată știu dinainte ceea ce au de gând să izvodească puternicii pământului și adesea râd în hoho de nepriceperea și slăbiciunea lor așa e că nu-ți vinea crede, dar să te ferească Dumnezeu de ispită. Căci multe au văzut ochii mei de atâtea amar de veacuri câte port pe umerii aceștia. Of, creișorule, crede-mă că să ai tu puterea mea, ai vântura țările și mările. Pământul ai dat de-a dura, lumea ai purta-o, uite așa, pe degete. Și toate ar fi după gândul tău. Dar uite ce vorbește gârbova și neputincioasă. Iartă-mă, Doamne, că nu știu ce mi-a ieșit din gură. Luminate, creișor, miluiește baba cu ceva. Fiul craiului, fermecat de vorbele babei, scoate atunci un ban și zice Ține, mătuș, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult. De unde dai milostivul Dumnezeu să-ți dea? zise baba și mult să te înzilească luminate crăișor că mare norocire te așteaptă. Puțin mai este și ai să ajungi împărat care n-a mai stat altul pe fața pământului așa de iubit, de slăvit și de puternic. Acum, luminate crăișor, ca să vezi cât poate să-ți ajute milostenia, stai liniștit. Uită-te drept în ochii mei și ascultă cu luarea minte ce ți-o spune. Du-te la tată tău și cere să-ți dea calul, armele și hainele cu care a fost el mire și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi, pentru că ție ți-a fost scris sus să-ți fie dată această cinste. Tatăl tău s-a împotrivit și n-a vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul cu rugăminte că ai să-l îndupleci. Hainele despre care ți-am vorbit sunt vechi și ponosite și armele ruginite iar calul ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă plină cu jeratic. Și care dintre cai a venit la jeratic să mănânce, acela are să te ducă la împărăție și are să te scape din multe primejdi. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume, căci de al cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Și pe când vorbea baba aceste, o vede învăluită într-un hobot alb ridicându-se în văzduh, apoi înălțându-se tot mai sus și după aceea nu mai zări de fel. Atunci o fiorare cuprinde pe fiul craiului, rămânându-i mii de spaimă și de mirare. Dar pe urmă, venindu-i inima la loc și plin de încredere în sine că va izbuti la ceea ce gândea, se înfățișează înaintea tatălui său zicând dă voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei. Nu de alta, dar ca să-mi încerc norocul. Și ori putea izbuti, ori nu. Dar îți făgăduiesc dinainte că odată porni din casa dumitale, înapoi nu mă mai întoarce. Să știu bine că mă întâlni și cu moartea în cale. Lucru negândit, dragul tatei, să aud așa vorbe tocmai din gura ta, zise craiul. Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânși și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Doar tu să fii mai viteaz, dar parcă tot nu-mi vine a crede. Însă dacă vrei și vrei numai decât să te duci, eu nu te opresc. Dar mii nu cumva să te întâlnești cu scârba în drum și să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai e ce căuta la casa mea. Apoi dă, tată, omul e dator să încerce, am să pornesc și eu într-un noroc și cum a dat Dumnezeu. Nu mai te rog, dăm calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata mire, ca să mă pot duce. Craiul auzind aceasta, parcă nu i-a prea venit la socoteală și încrețind din ne a zis. „Hehe, dragul tatei, cu vorba aceasta mi a adus aminte de cântecul acela. Voinic tânăr, cal bătrân, greu se îngăduie la drum. Dapoi calul meu de pe atunci, cine mai știe pe unde i-or fi putrezin în ciolanele? că doar nu era să trăiască un veac de om. Cine ți-a vărât în cap și una ca aceasta, acela încă unul. Ori, vorba aceea, pe semne umbli după ca cai morțele ei pot cu avele. Tată, atât a cer și eu de la dumneata. Acum, orică ca fi trăind calul, orică n-a fi trăind, aceasta mă privește pe mine. Nu mai vreau să știu dacă mi-l dai orba. Din partea mea, dat să fie dragul tatei. Dar mi de amirarea de unde ai să-l iei, dacă n-are ființă pe lume. Despre aceasta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-o-i găsi, al meu să fie. Și atunci, odată se suie în pod și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și o șa, toate colbăite, sfarogite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintr-un gherghiriu niște străie foarte vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate pline de rugină și se apucă de le grijește bine și le pune deoparte. Pe urmă umple o tavă cu jăratic, se duce cu dânsa la herghelie și o pune jos între cai, iar atunci numai ia iese din mijlocul Hergeliei o răpciugă de cal, grebănos, dupuros și slab, de-i numărai coastele și venind de -a dreptul la tavă apucă o gură de jeratic. Fiul căraiului îi și trage atunci cu frâul în cap zicând, Ghi joagă urâcioasă ce ești, din toți caii tocmai tu ai găsit să mănânci jeratic, de te împinge păcatul să mai vii odată, vai de steaua ta are să fie apoi începe a purta cai încolo și încoace și nu mai ia ca slăbătura cea de cal, iar se repede și apucă o gură de jeratic. Fiul craiului îi mai trage și atunci un frâu în cap cât ce poate și apoi iar începe a purta cai de colo până colo să vadă nu cumva a venit alt cal să mănânce jeratic. Și nu mai ia ca și a treia oară tot gloaba cea de cal vine și începe a mânca la jăratic de n-a mai rămas. Atunci fiul craiului mânios îi mai trage un frâu iar cât ce poate Apoi îl prinde în căpăstru și punându-i frâul în cap, zice în gândul său. Să-l iau or să-i dau drumul. Mă tem că mă face de râs. Decât cu așa cal, mai bine pe destru. Și cum stă el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se și scutură de trei ori și îndată rămâne cu părul lin spre lins și tânăr ca un tretin. Nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. Și apoi, uitându-se țintă în ochii fiului de crai, zice Sui pe mine, stăpâne, și ține-te bine!" fiul craiului, punându-i zăbala în gură, încălecă și atunci calul odată zboară cu dânsul până la nouri și apoi se lasă în jos ca o săgeată. După aceea, mai zboară odată până la lună și iar se lasă în jos mai iute decât fulgerul. Și unde nu mai zboară și a treia oară până la soare și când se lasă jos, întreabă. Ei, stăpâne, cum ți se pare? Gândit ai vreodată că ai să ajungi soarele cu picioarele, luna cu mâna și nouri să cauți cu luna? Cum să mi se pară, dragul meu tovarăș? Ea mai băgat în toate grozile morții, căci cu prins de amețeală nu mai știam unde mă găsesc și cât pe ce erai să mă prăpădești. Ea așa am amețit și eu, stăpâne, când mi-ai dat cu frâul în cap să mă prăpădești. Și cu asta am vrut să-mi răstorc cele trei lovituri. Vorba aceea, una pentru alta. Acum cred că mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. De aceea mă fac iar cum m-ai văzut în herghelie și de acum înainte sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Nu mai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul. De mi-i duce ca gândul tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul tu mi-i folosi căluțul meu, zise fiul craiului. Bine, stăpâne! Acum sui pe mine fără grijă și hai să te duc unde vrei. Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice Hai căluțul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul și când vântul a aburit, iacă și ei la crai în au sosit. Bun sosit la noi, voinice, sise craiul cam cu jumătate de gură. Dar aista calțile le -ai ales. Apoi dă, tată, cum a dat târgul și norocul. Am de trecut prin multe locuri și nu vreau să mă iau oamenii la ochi. Mă duce și eu cât călare, cât pe jos, cum oi putea. Și zicând aceste, pune tarnița pe cal, anină armele la oblânc, își ia merinde și bani de ajuns, schimburi în de sagi și o ploscă plină cu apă. Apoi sărută mâna tătâne său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice o rămas bun fraților săi și a treia zi către seară pornește și el mergând din pasul calului. Și merge el și merge până se noptează bine. Și prin dreptul podului, numai ca iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul dă atunci năval asupra ursului și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai ca ce aude glas de om zicând, Dragul tatei, nu dacă sunt eu!" Atunci fiul craiul scalecă și tată său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută și îi zice Fătul meu, bun tovarăș ai ales! De te-a învățat cineva, bine ți-a priit, iar de-ai fi făcut-o din capul tău, bun cap ai avut. Mergi de acum tot înainte, că tu ești vrednic de împărat. Nu mai ține minte sfatul ce ți-l dau. În călătoria ta ai să ai trebuință și de răi și de buni. Dar să te ferește omul roș, iar mai ales de cel spân, cât îi putea să n-ai de-a face cu dânsii, că sunt foarte șucubeți. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te mai sfătui și el ce ai să faci, că de multe primești din a scăpat și pe mine în tinerețile mele. Nați acum și pielea asta de urs, că ți-a prinde bine vreodată. Apoi, dezmierdând calul, îi mai sărută de câteva ori pe amândoi și zice Mergeți în pace, dragii mei, de acum înainte, Dumnezeu știe când ne -o mai vedea. Fiul craiului atunci încălecă și calul scuturându-se mai arată se odată tânăr cum îi plăcea craiului, apoi face o săritură înapoi și una înainte și se cam mai duc la împărăție, Dumnezeu să ne că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și merg ei o zi, merg două și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru și atunci nu mai ia ca ce le iese înainte un om spân și zice cu îndrăzneală fiului de crai. Bun întâlniș, voinice! Nu ai trebuință de o slugă la drum?" Prin locurile istea e cam greu de călătorit singur. Nu cumva să-ți să iasă vreo dihanie înainte și să-ți scurteze cărările. Eu cunosc bine pe aici și poate mai încolo ai nevoie de unul ca mine. Poate să am, poate să n-am, zise fiul craiului, uitându-se țintă în ochii spânului. Dar acum deodată mă las în voia întâmplării. Și apoi dând pinte în calul lui, pornește. Mai merge el înainte prin codru cât merge și la o strâmtoare nu mai ia ca ce spânul îi iese înainte prefăcut în alte straie, și zice cu glas subsiratic și necunoscut. Bună calea, drumețule! Bună să-ți fie inima cum ți-e căutătura, zise fiul craiului. Cât despre inima mea s -o dea Dumnezeu oricui, spuse spânul oftând. Nu mai ce folos, omul bun n-are noroc, asta e știută. Rogute, să nu-ți fie cu supărare, drumețule. Dar fiindcă a venit vorba de așa, îți spun ca la un frate, că din curul de copilărie slujesc prin străini și în altea nu mi-ar fi ciudă când n-aș vrea să mă dau la treabă, căci cu munca m-am trezit. Dar așa, muncesc, muncesc și nu s-a nimica de mine. Pentru că tot de stăpân ce am avut parte. Și vorba aceea, la calic slujești, calic rămâi. Când aș da o dată peste un stăpân cum gândesc eu, n-aș ști ce să fac să nu-l smintesc. Nu cumva ai trebuință de slugă voinice. Cum te văd, sameni a avea seul la rărunchi. De ce te scumpești pentru nimica toată și nu ți iei o slugă vrednică? ca să-ți fie mână de ajutor la drum. Locurile acestea sunt șugubețe? De unde știi cum vine întâmplarea și, Doamne ferește, să nu-ți cadă greu singur? Acum deodată încă tot nu, zise fiul craiului cu mâna pe buzdugan. Mă mai sluji și eu singur cum oi putea. Și dând iar pint în calul lui, pornește mai departe. Și mergând el tot înainte prin codri întunecoși, de la un loc îi se închide calea și începe îi se încurca cărările, încât nu se mai pricepe fiul craiului acum încotro să apuce și pe unde să meargă. Tu, drace! Ia că în ce încurcătură am intrat! asta e mai rău decât poftim la masă!" zise el. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica! De ce mergi înainte numai peste pustietăți dai? Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului. Îmi pare rău că n-am luat măcar pe spânul cel de-al doilea cu mine. Dacă s-a aruncat în partea mâne sa, ce-i vinovat el? Tata așa a zis, însă la mare nevoie ce de făcut? Vorba aceea, Rău cu rău, dar mai rău fără de rău. Și tot horhăind el când pe o cărare, când pe un drum părăsit, nu mai ia ca ce iese spânul înainte, îmbrăcat altfel și călare pe un cal frumos, și prefăcându-și glasul, începea a căina pe fiul craiului zicând. Sărmane, omule, rău drum ai apucat! Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Ai avut mare noroc de mine de n-ai apucat a coborâ porul lista, că erai prăpădit? Ia acolo de vale, în fundătura aceea! Un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Și eu mai de zi, cât mă vezi de voinic, de-abia am scăpat de dânsul ca prin urechile acului. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata dacă ți-ar fi cu plăcere. Așa ar trebui să urmez, om bun, zise fiul craiului. Dar ți o spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă ca să mă feresc de omul roș, iar mai ales de cel spân, cât o -i putea să ne-am de face cu dânsii nici în clinici în mânecă. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi. He, he, călătorule, dacă ți-i vorba de așa, ai să-ți rupi ciochinele umblând și tot n-ai să găsești slugă cum cauz dumneata. Că pe aici sunt numai oameni spâni. Și apoi când este la adicătele, te-aș întreba, ca ce fel de zăticneală ai putea să întâmpin din pricina asta? Pe semne, n-ai auzit de vorba aceea, că de păr și de coate goale nu se plânge nimeni. Și când nu sunt ochi negri, săruți și albaștri așa și dumneata. Mulțumește lui Dumnezeu că m-ai găsit și tocmește-mă. Și dacă îi apuca dată a te deprinde cu mine, știu bine că n-am să pot scăpa ușor de dumneata. Căci așa sunt eu un felul meu. Știu una și bună, să-mi slujesc stăpânul cu dreptate. Hai, nu mai sta la îndoială că mă tem să nu ne apuce noaptea pe aici. Și când ai avea în caltea un cal bun, cale ca vale, Dar cu smârțogul ăsta îți duci vergile. Apoi dă, spânule, nu știu cum să fac, zise fiul craiului. Din copilăria mea sunt deprins să asculta de tata și tocmindu-te pe tine parcă îmi vine nu știu cum. Dar fiindcă mi-au ieșit până acum înainte încă doi spâni și cu tine al treilea, apoi mai mai când vine a crede că asta e țara spânilor și n-am încotro. Mort cop trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici. Și din două vorbe, fiul craiului îl tocmește și după aceea pornesc împreună să iasă la drum pe unde arată spânul. Și mergând ei o bucată bună, spânul se preface că e sete și cere plosca cu apă de la stăpânul său. Fiul craiului o dă, și spânul, cum o pune la gură, pe loc o iau țărându-se și varsă toată apa din trânsa. Fiul craiului zice atunci supărat. Dar bine, spânule, ce te-a apucat? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne uscăm de sete. Să avem iertare, stăpâne. Apa era băhlită și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu vă îngrijiți. Acum avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața. Acolo vom poposi puțin. Oi clătări plosca bine și o umple cu apă proaspătă ca să avem la drum căci mai încolo nu prea sunt fântâni și din partea apei mi se pare că eu îmi duce dorul. Și cârnind ei pe o cărare, mai merg ei o leacă înainte până ce ajung într-o poiană și nu mai ia ca ce dau de o fântână cu ghizdele de stejar și cu un capac deschis în lături. Fântâna era adâncă și nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o scară de coborât până la apă. Ei, ei, spânule, acum să te văd cât ești de vrednic, zise fiul craiului. Spânul atunci zâmbește puțin și coborându-se în fântână, umple întâi plos ca și-o pune la șold. Apoi, mai stând acolo un fund pe scară, aproape de fața apei, zice Ei, dar ce răcoare e aici! Chima răului pe malul pârăului. Îmi vine să nu mai ies afară. Dumnezeu să ușureze păcatele celui cu fântâna, că bun lucru a mai făcut. Pe arșițele este o răcoare ca asta mult plătește. Mai șede el acolo puțin și apoi iese afară zicând Doamne stăpâne, nu știi cât mă simțesc de ușor. Parcă-mi vine să zbor, nu altceva. Ia vârete și ta oleacă, să vezi cum ai să te răcorești. Așa are să-ți vină la îndemână după asta, de are să-ți pară că ești ușor ca pana. Fiul craiului, boboc în felul său la de este, se potrivește spânului și se bagă în fântână fără să-i trăsnească prin minte ce-i se poate întâmpla. Și cum sta și el acolo de sărăcorea, spânul face tranc capacul pe gura fântânii, apoi se suie deasupra lui și zice cu glas răutăcios. Alelei, fecior de om viclean ce te găsești! Tocmai de ceea ce te-ai păzit n-ai scăpat! Ei că bine mi te-am căptușit! Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu acolo sputrezesc ciolanele! Fiul căraiului ce era să facă? Îi spune cu deamănuntul că de, care om nu ține la viața înainte de toate? Bine, atât am vrut să aflu din gura ta, pui de viperă ce mi-ai fost! Zice atunci spânul. Nu mai să fie așa, că de te prinde cu o cau mică, greu are să-ți cadă. Chiar acum aș putea să te omor în voia cea bună, dar mi milă de tinerețile tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarbă verde, atunci jură-mi-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate. Chiar și în foc de ți-aș zice să te arunci. Și de azi înainte, eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului despre care mi-ai vorbit, iar tu sluga mea, și atâta vreme să ai a sluji, până când îi muri și iar îi învia. Și oriunde vei merge cu mine, nu care cumva să bleștești din gură către cineva despre ceea ce a urmat între noi, că te-am șters de pe fața pământului. Îți place așa să mai trăiești? Bine de bine! Iar de nu, spunem verde în ochi, ca să știu ce leac trebuie să-ți fac. Fiul craiului, văzându-se prins în clește și fără nicio putere, îi jură credință și supunere întru toate, lăsându-se în știrea lui Dumnezeu cum a vrea el să facă. Atunci spânul pune mâna pe cartea, pe banii și pe armele fiului de crai și le ia la sine. Apoi îl scoate din fântână și dă paloșul să-l sărute ca semn de pecetluire a jurământului și zice De acum înainte, să știi că te cheamă Harap Alb, ai stații numele și nu altul. După aceea încalecă fiecare pe calul său și pornesc. Spânul înainte ca stăpân, Harap Alb în urmă ca slugă, mergând spre împărăție, Dumnezeu să ne că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și merg și merg cale lungă să le ajungă, trecând peste nouă mări, peste nouă țări și peste nouă ape mari și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și cum ajung, spânul se înfățișează înaintea împăratului cu carte din partea craiului. Și împăratul verde, citind cartea, arde de bucurie că i-a venit nepotul și pe dată îl și face cunoscut curții și fetelor sale care îl primesc cu toată cinstea cuvenită unui fiu de crai și moștenitor al împăratului. Atunci spânul, văzând că i s-au prins minciunile de bine, cheamă la sine pe Harapal și îi zice cu asprime. Tu să șezi la graj nedezlipit și să îngrijești de calul meu ca de ochii tăi din cap, că de veni pe acolo și noi găsi trebile făcute după plac, vai de pielea ta are să fie. Dar până atunci nați o palmă, ca să ții minte ce ți-am spus. Bă, gata în cap vorbele mele? Da, stăpâne, zise Harapal blăsând ochii în jos. Și ieșind, pornește la grajd. Cu asta a voit spânul să-și arate arama și să facă pe harap alb ca să ia și mai mult frica. Fetele împăratului întâmplându-se de față când a lovit spânul pe Harapalb, li s-a făcut milă de dânsul și au zis spânului cu binișorul. Vere, nu faci bine ce faci. Dacă este ca a lăsat Dumnezeu să fim mari peste alții, ar trebui să avem milă de dânsii, că și ei sărmanii sunt oameni. E, dragele mele vere, zice spânul cu viclenia lui obișnuită. Dumneavoastră încă nu știți ce pe lume, dacă dobitoacele n-ar fi fost înfrânate, de demult ar fi sfârșiat pe om. Și trebuie să știți că și între oameni cea mai mare parte sunt dobitoace care trebuie să ținuți în frâu dacă ți-i voia să faci treabă cu dânsii. E, apoi, zică că nu-i lumea de apoi. Să te ferească Dumnezeu când prinde mămălica coajă. Vorba aceea. Dăm, Doamne, ce n-am avut, să mă mier ce m-a găsit. Fetele atunci au luat altă vorbă, dar din inima lor nu s-a șters purtarea necuvincioasă a spânului cu toate îndreptările și înrudirea lor pentru că bunătatea nu are de face cu răutatea. Vorba aceea, vița de vie tot în vie, iar vița de boz tot răgoz. Și din ceasul acela au început a vorbi ele în ele, că spânul de fel nu seamănă în partea lor nici la chip, nici la bunătate, și că harap alb, sluga lui, are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos. Pe semne, inima le spunea că spânul nu le este văr și de aceea nu-l puteau mistui. Așa îl urâse ele de tare acum, că dacă ar fi fost în banii s-ar fi lepădat de spân ca de ucigăl crucea. Dar nu aveau ce se face de împăratul ca să nu-i aducă supărare. Amu, într-una din zile, cum ședea spânul la o spăț împreună cu moșul său, cu verele sale și cu alții cât se întâmplase, li s-au adus mai la urmă la masă și niște salăți foarte minunate. Atunci împăratul zise spânului, „Ne poate. ai mai mâncat salăți de aceste de când ești? Ba nu, moșule, zice spânul. Tocmai eram să vă întreb de unde le aveți că tare spune. O haraba întreagă aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura. Te crede, moșu, ne poate. Dar când ai ști cu ce greutate se capătă, pentru că numai în grădina ursului, dacă ai fi auzit de dânsa, se află să de astea. Și mai rar om care să poate lua din trânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar se bizuiește la treaba asta. Și acela, el știe ce face ce drege, te mi-aduce din când în când așa câte puține de poftă. Spânul, voind să piardă acum pe harapal cu orice preț, zise împăratului. Doamne moșule, de nu mi-a aduce sluga mea să alăți din aceste și din piatră seacă, mare lucru să fie. Ce vorbești ne poate? zise împăratul. Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile aceste, cum crezi că ar putea face această slujbă? Doar de ții greu de viața lui? Ia las moșule, nu-i duce grija! Pun rămășa care să-mi aducă salăți în tocmai ca aceste. Și încă multe, că știu eu ce poate el și deodată chemă spânul pe harap palb și îi zise răstit. Acum de grabă să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salății din aceste din grădina ursului. Hai, ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut. Dar nu cumva să faci altfel, că nici în borta șoarecului nu mai ești scăpat de mine. Hara alb iese mâhnit, se duce la grajd și începe a-și netezi calul pe coamă zicând. „Ei, căluțul meu, când ai știut un ce necaz am intrat, sfânt să fi fost rostul tătânemiu că bine m-a învățat. așa e că dacă n-am ținut seamă de vorbele lui, am ajuns slugă la dărloagă și acum vrând nevrând trebuie să ascult că mi-i capul în primejdie. Stăpâne, zise atunci calul. De acum înainte, ori cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot atât ai. Fie odată bărbat și nu-ți face voie Încalecă pe mine și hai, știu eu unde te duce și mare Dumnezeu, ne-a scăpat el și din aceasta. Harapalb, mai prinzând o leacă la inimă, încalecă și se lasă în voia calului unde vrea el să-l ducă. Atunci calul pornește la pas până ce iese mai încolo ca să nu-i vadă nimene, apoi își arată puterile sale zicând Stăpâne, ține-te bine pe mine, că am să zbor lin ca vântul să cutreieră în pământul. Marei Dumnezeu și meșterului dracul. Vom putea veni de hac și spânului celuia, nu-i vremea trecută. Și odată zboară calul cu harapal până în nouri, Apoi o ia de-a pământului pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor și după aceea se lasă încet, încet într-un ostrov mândru în mijlocul unei mări, lângă o căsuță singuratică pe care era crescut niște muști pletos, de o podină de gros, moale ca mătasea și verde ca buraticul. Atunci harap al descălecă și spre marea mirare a lui, numai ia ca îl întâmpină în pragul ușii cerșetoarea care îi dăduse el un ban de pomană înainte de pornirea lui de acasă. Ei, harap alb, așa că ai venit la vorbele mele, că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Afla acum că eu sunt Sfânta Duminică și știu ce nevoie te-a adus la mine. Spânul vrea să-ți răpună capul cu orice chip și de aceea te-a trimis să-i aduci salăți din grădina ursului. Dar i-or da ele odată pe nas. Rămâi aici în asta noapte, ca să văd ce-i de făcut. Harap rămâne bucuros, mulțumind Sfintei Duminici pentru bună găzduire și îngrijirea ce are de el. Fii încredințat că nu eu, ci puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută, harap alb. Zise Sfânta Duminică ieșind și lăsându-l în pace să se liniștească. Și cum iese Sfânta Duminică afară, odată se și pornește de sculță prin rouă, te culege o poală de somnoroasă pe care o fierbe la un loc cu o vadă de lapte dulce și cu una de miere și apoi ia mursa aceea și iute se duce de o toarnă în fântâna din grădina ursului, care fântână era plină cu apă până la gură. Și mai stând Sfânta Duminică o leacă în preajma fântânii, nu mai ia ca ce se vede că vine ursul cu o falcă în cer și cu un an pământ, mornăind fricoșat. Și cum ajunge la fântână, cum începe a bea lacom la apă și a șlinge buzele de dulceața și bunătatea ei. Și mai stă din băut și iar începe a mornăi. Și iar mai bea cât un răstimp și iar mornăiește, până ce de la o vreme începe a slăbi puterile și cuprins de amețeală, pe loc ca de jos și a doarme mort, te puteai să tai lemne pe dânsul. Atunci Sfânta Duminică văzându-l așa, într-o clipă se duce și deșteptând pe harap chiar în miezul nopții îi zice îmbracă-te iute în pielea cea de urs pe care o ai de la tatăl tău, apucă de aici tot înainte și cum ai ajunge la răscurcile drumului, ai să dai de grădina ursului. Atunci ai repede înăuntru de ți-a să alăți intrales și câte vei vrea de multe, căci pe urs l-am pus eu la cale. Dar la toată întâmplarea de-i vedea și-i vedea că s-a trezit și năvălește la tine, zvârlei pielea acea de urs și apoi fugi încoace spre mine cât ai putea. Harap alb face cum îi zice Sfânta Duminică. Și cum ajunge în grădină, odată începe a smulge la salăți întrales și leagă o sarcină mare, mare, cât pe ce să nu poată ridica în spinare. Și când să iasă cu dânsa din grădină, ia că ursul se trezește și după dânsul Gavrile. Harapalb, dacă vede reaua, îi aruncă pielea cea de urs și apoi fuge cât poate cu sarcina în spate, tot înainte la Sfânta Duminică, scăpând cu o obraz curat. După aceasta, Harapalb alb, mulțumind Sfintei Duminici pentru binele ce i-a făcut, îi sărută mâna apoi și ia salățile și încălecând pornește spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, căci cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și mergând tot cum s-a dus, de la o vreme ajunge la împărăție și dă salățile în mâna spânului. Împăratul și fetele sale văzând aceasta, le-a fost de admirare. Atunci spânul zice îngânfat, Ei, moșule, ce mai zici?" Ce să zic ne poate?" Ia, când aș avea eu o slugă ca aceasta, nu i-aș trece pe dinainte." Dar poi, de ce mi l-a dat tata de acasă?" Nu mai vrednicia lui, zise spânul, căci altfel nu-l mai luam după mine ca să mi încurce zilele. La vreo câteva zile după aceasta, împăratul arătă spânului niște pietre scumpe zicând: "Ne poate, mai văzut ai pietre nestemate așa de mari și de frumoase ca acestea de când ești?" "Am văzut, eu moșule, felurite pietre scumpe, dar ca acestea drept să-ți spun, n-am văzut. Oare de unde se pot găsi așa pietre? Pe unde să se găsească ne poate? Ia, în pădurea cerbului" Și cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase decât acestea. Mai întâi, ci că are una în frunte de strălucește ca soarele, dar nu se poate apropia nimeni de cerb, că i solomonit și niciun fel de armă nu-l prinde. Însă el pe care l-a zări nu mai scapă cu viață. De aceea fuge lumea de dânsul de-și scoate ochii. Și nu numai atâta, dar chiar când se uită cineva la el, fie om sau orice dihanie a fi, pe loc rămâne moartă și ci că o mulțime de oameni și de sălbăticiuni zac fără suflare în pădurea lui numai din asta pricină. Se vede că este solomonit, întors de la țâță sau dracu mai știe ce are de ea așa de primejdios. Dar cu toate aceste, trebuie să știne poate că unii oameni îs mult mai al dracului decât dracul. Nu se astâmpără nici în ruptul capului. Măcar că au pățit multe, tot încearcă prin pădurea lui să vadă, nu l putea găbui cumva? Și care dintre ei are îndrăzneala mare și noroc și mai mare, umblând de colo-colo găsește din întâmplare câte o piatră din aceste, picată de pe cerb când se scutură el odată la șapte ani? Și apoi, acelui om nu-i trebuie negustorie mai bună. Aduce piatra la mine și o plătesc cât nu face. Ba încă sunt bucuros că o pot căpăta. Și află -ne, poate, că asemenea pietre fac podoaba împărăției mele. Nu se găsesc altele mai mari și mai frumoase decât acestea la nicio împărăție și de aceea s-a dus vestea despre ele în toată lumea. Mulți împărați și crai întradins vin să le vadă și li mirarea de unde le am. Doamne moșule, zice atunci spânul, să nu te superi, dar nu știu ce fel de oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului celuia cu cap cu tot, așa împodobit cum este. Și odată chemă spânul pe harapal și zice, du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și măcar fă pe dracul în patru sau orice-i face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot. Așa, bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Și doar te împinge păcatul să clintești vreo piatră din locul său, iar mai ales acea mare din fruntea cerbului, că apoi atâta ți leacul. Hai, pornește iute că nu-i vreme de pierdut. Harapal vede el bine unde merge treaba, că doar nu era din butuci. Dar neavând încotro, iese mâhnit și se duce iar în graj la cal și netezindu-l pe coamă îi zice dragul meu căluț. La grea am avârât iar spânul. de mai scăpa și din asta cu viață, apoi tot mai am zile de trăit. Dar nu știu zău la cât mi-a stat norocul. Nu-i nimic asta, pune, zise calul. Capul de-ar fi sănătos, căbelele le curg gârlă. Poate ai primi poruncă să jupuiești piatra morii și să duci pielea la împărăție. Ba nu, căluțul meu, alta și mai înfricoșată, zise hara palb. Vorbă să fie stăpâne, că tocmai l-ai gata, zise calul. Nu te teme, știu eu năzdrăvânii de ale spânului și să fi vrut de demult i-aș fi făcut pe obraz. Dar lasă-l să-și mai joace calul. Ce gândești? Și unii ca aceștia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la minte. Zi și dumneata că ai vrut să tragi un păcat strămoșesc. Vorba aceea, părinții mănâncă aguridă și fiilor li se străpeze dinții, dar nu mai sta la gânduri. Încalecă pe mine și pune-ți în Dumnezeu că mare puterea lui. Nu ne-a el să suferim lung. Cum vrei. Ce e scris omului în frunte e pus. Doar mare e cel de sus. Sor sfârși ele și acestea la o vreme. Harap alb atunci încălecă și calul pornește la pas până ce iese mai încolo de parte ca să nu ia lumea la ochi. Și apoi, încordându-se și scuturându-se odată voinicește, iarăși arată puterile zicând Ține-te zdrav în stăpâne, că iar am să zbor în înaltul cerului, văzduhul pământului, pe deasupra codrilor, peste vârful munților, prin ceața măgurilor, spre noianul mărilor, la crăia sa zânelor, minunea minunilor, din ostrovul florilor. Și zicând aceste, odată și zboară cu harap alb în înaltul cerului, văzduhul pământului. Și o ia de curmeziș. De la nou către soare, printre lună și luceferi, stele mândre lucitoare. Și apoi se lasă linca vântul, în ostrovul florilor, la crăia sa zânelor, minunea minunilor. Și când vântul a aburit, iacă și el la Sfânta Duminică iar au sosit. Sfânta Duminică era acasă și cum a văzut pe Harapal poposind la ușa ei, pe loc l-a întâmpinat și a zis cu blândețe. Ei, Harapal, așa e că iar te-a ajuns nevoia de mine. Așa este, măicuța. Răspunse Harapal cu fundată în gânduri și galben la față de parcă-i luase pânza de pe obraz. Spânul vrea să-mi răpună capul cu orice preț și de -și muri mai degrabă să scapă odată de zbucium, decât așa viață mai bine moarte de o mie de ori. Vai de mine și de mine harap alb, zise Sfânta Duminică. Parcă nu te-aș fi crezut așa slab de înger, dar după cât văd, ești mai fricos decât o femeie. Hai, nu mai sta ca o găină plouată. Rămâi la mine în astă noapte și ți o dai eu vreun ajutor. Marei Dumnezeu, n am mai fiel după gândul spânului. Însă mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Până acum ți-a fost mai greu, dar de acum înainte tot așa are să-ți fie până ce ieși din slujba spânului, de la care ai să tragi încă multe necazuri. Dar ai să scap din toate cu capul teafăr, pentru că norocul te ajută. Poate așa să fie măicuță, zise Harapalb. Dar prea multe s-au îngrămădit odată pe capul meu. Câte a dat Dumnezeu, Harapalb, zise Sfânta Duminică, așa a trebuit să se întâmple, și n-ai cui bănui, pentru că nu-i după cum gândește omul, ci după cum vrea Domnul. Când vei ajunge și tu o dată mare și tare, îi căuta să judeci lucrurile de-a fi și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că știi acum ce e necazul. Și până atunci mai rabdă harap alb, căci cu răbdarea îi frici piele. Harap alb nemai având ce zice, mulțumește lui Dumnezeu și de bine și de rău și sfintei duminici pentru bună găzduire și ajutorul făgăduit. Ia, acum mai vii de acasă, fătul meu. Zice cine a zice și cum a vrea să zică, dar când este să dai peste păcat, dacă înainte te silește să-l ajungi, iar dacă în urmă, stai și-l aștepți. Mă rog, ce mai la de la vale? Așa e lumea asta. Și de-ai face ce ai face, rămâne tot cum este ea. Nu poți să o întorci cu umărul, măcar să te pui în ruptul capului. Vorba aceea. Zii lume și te mântuie. Dar ia să lăsăm toate la o parte și până la una alta, hai să vedem ce-i de făcut cu cerbul. Că spânul te-a fi în cu nerăbdare. Și dă, stăpân trebuie să-l asculți. Vorba aceea. Leagă calul unde zice stăpânul. Și odată scoate Sfânta Duminică obrăzarul și sabia lui statu palmă barbă cot de unde le avea și dându-le lui Harap zice Ține aceste, că au să-ți fie de mare trebuință unde mergem și chiar haidem cu ajutorul Domnului să îi sprăvim odată și trebușoara asta. Și pe la cântatul cu coșilor se ia Sfânta Duminică împreună cu Harapalb și se duc în pădurea cerbului. Și cum ajung în pădure, sapă o groapă adâncă de un stat de om lângă un izvor, unde în fiecare zi pe la amiază venea cerbul să bea apă Apoi se culca acolo pe loc și dormea cât un bei, până ce a sfințea soarele. Și după aceea, sculându-se, o lua în porneală și nu mai dea pe la izvor, iar până a doua zi pe la amiază. Ei, ei, acum groapa este gata, zise Sfânta Dominică. Tu harap alb rămâi aici întrânsa toată ziua și ia ca ce ai de făcut. Puneți obrăzarul cum se pune, iar sabia să nu o slăbești din mână. Și de amiază, când a venit cerbul aici la izvor să bea apă și s-a culcat și a adormit cu ochii deschiși cum fele feleșagul, tu îndată ce îi auzi horăind, să ieși încetișor și să potrivești așa ca să-i zbor capul dintr-o singură lovitură de sabie și apoi repede să te arunci în groapă și să șezi acolo în până după asfințitul soarelui. Capul cerbului are să te strige până atunci mereu pe nume, ca să te vadă, dar tu nu cumva să te îndupleci de rugămintea lui și să te ițești la dânsul, că are un ochi otrăvit și când la a pironi spre tine nu mai trăiești. Însă cum a asfințit soarele să știi că a murit cerbul? Și atunci să iei fără frică să-i jupuiești pielea, iar capul să-l iei așa întreg, cum se găsește, și apoi să vii la mine. Și așa Sfânta Duminică se ia și se întoarnă singura acasă. Iar Harapalb rămâne la pândă în groapă. Și când pe la amiază, nu mai ia ca ce aude harap alb un muget înnădușit. Cerbul venea boncăluind. Și ajungând la izvor, odată și începe abia hâlpav la apă rece. Apoi mai boncăluiește și iar mai bea câte un răstimp, și iar mai boncăluiește și iar mai bea, până ce nu mai poate. După aceea începe a-și arunca țărână după cap ca buhaiul și apoi scurmând de trei ori cu piciorul în pământ, se tologește jos pe pajiște, acolo pe loc. Mai rumegă el cât mai rumegă și pe urmă se așterne pe somn. Și unde nu începe a mâna porci la jir. Harap alb, cum îl aude horăind, iese afară încetișor și când îi croiește odată cu sabia pe la mijlocul gâtului, îi și zboară capul cât colo de la trup, și apoi harap alb se aruncă fără sine în groapă, după cum îl povățuise Sfânta Duminică. Atunci, sângele cerbului, odată a și început a curge gâlgâind și a se răspândi în toate părțile, îndreptându-se și năbuind în groapă peste harap alb, decât pe ce era să-l înnece. Iar capul cerbului, zvârcolindu-se dureros, striga cu jale zicând «Harap alb! Harap alb! Te nume ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut! Ești numai o leacă să te văd!» în caltea vrednic ești de comoara ce ți-o las și apoi să mor cu plăcere, dragul meu. Dar Harapalb alb tăcea molcum și de-abia și putea descleșta picioarele din sângele închegat care era mai mai să umple groapa. În sfârșit, mai strigă el capul cerbului cât mai strigă, însă harap nici nu-i răspunde, nici se arată. Și de la o vreme se face tăcere. Și așa, după asfințitul soarelui, Harapalb iese din groapă, jupuiește pielea cerbului cu băgare de seamă să nu-ți mintească vreo piatră din locul ei, apoi ia capul întreg așa cum se găsea și se duce la sfânta duminică. Ei, harapalb, zise sfânta Duminică. Așa ai cam scos-o la capăt și asta. Așa! Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al sfinției voastre, răspunse harapalb, am izbutit măicuță să facem și acum pe cheful spânului. Rămânerea și păgubaș de dânsul, să rămân, și să-l văd când mi i vedea cea. Atunci, și nici atunci că tare mi negru înaintea ochilor. Lasă harap alb în plata lui Dumnezeu, că așa da el spânul peste om vreodată, pentru că nu-i nicio faptă fără plată, zise Sfânta Duminică. Mergi de dușii aceste, că i rămânea ele de cap odată. Atunci harap alb mulțumind Sfintei Duminici, îi sărută mâna, apoi încălecă pe cal și pornește tot cum a venit, mergând spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, căci cuvântul din poveste înainte mult mai este și pe unde trecea lumea din toate părțile îl suia. Pentru că piatra cea mare din capul cerbului strălucea, de părea că harap soarele cu el îl ducea. Mulți crai și împărați ieșau înaintea lui Harapalb, și care din cotro îl ruga. Unul să-i dea bănărit cât a cere el, altul să-i dea fata și jumătate din împărăție, altul să-i dea fata și împărăția întreagă pentru o asemenea o doare. Dar harap ca de foc se ferea și urmându-și calea înainte, la stăpânul său le ducea. Și într din seri, cum ședea spânul împreună cu moșul său și cu verele sale sus într-un foișor, numai mai ia ca cezăresc în depărtare un sul de raze scânteitoare care venea spre dânsii. Și de ce se apropia, de ce lumina mai tare de le fura vederile? Și deodată toată suflarea s-a pus în mișcare. Lumea de pe lume fiind în mare nedumerire, alerga să vadă ce minune poate să fie. Și când colo, cine era? Harap alb, care venea în pasul calului, aducând cu sine pielea și capul cerbului pe care le-a și dat în mâna spânului. La vederea acestei minunății, toți au rămas încremeniți și uitându-se unii la alții nu știau ce să zică, pentru că în adevăr era și lucru de mirare. Dar spânul, cu viclenia sa obișnuită, nu-și pierde cumpătul. Și luând vorba, zice împăratului. Ei, moșule, ce mai zici? Adevăritu sau vorbele mele? Ce să mai zic, Ne poate.” răspunde uimit împăratul. Ia să am și eu o slugă așa de vrednică și credincioasă ca Harapalb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta. Ba să-și puie pofta în cui, răspunse spânul cu glas răutăcios. Asta n-aș mai face eu de-ar fi el pe cât este. Doar nu-i frate cu mama să-l pun în capul cinstei. Eu știu, moșule, că sluga ai slugă și stăpânul stăpân. S-a mântuit vorba. Na, 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 dar pentru vrednicia lui mi l-a dat tata. Că ce altfel de ce l-aș fi luat cu mine? <laughs> Nu știți dumneavoastră ce poamă a dracului harapalbista. Până l-am dat la brazdă, mi-am stupit sufletul cu dânsul. Nu mai eu îi vin de hac. Vorba aceea, frica păzește bostănăria. Alt stăpân în locul meu nu mai face brânză cu harapalb cât îi lumea și pământul. Ce te potrivești, moșule? Cum văd eu, dumneata prea intri în voia supușilor. De aceea nu-ți dau cerbi pietre scumpe și urși salăți. Mie unuia știu că nu-mi suflă nimeni în borș. Când văd că mâța face mărazuri, ți o strâng de coadă de mănâncă și mere pe durețe, căci n-are încotro. Dacă ți-a ajutat Dumnezeu să mă rânduiești mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția. Nor mai ședea lucrurile tot așa moarte cum sunt. Pentru că știi vorba aceea, omul sfințește locul. Fostai și dumneata la tinerețe, nu zic, dar acum îți cred. Dă, bătrânețe nus, cum nor sta trebile baltă. În sfârșit, spânului îi mergea cura ca pupăza de a amețit pe împăratul încât a uitat și de harapal și de cerp și de tot. Fetele împăratului însă priveau la verișor cum privește câinele la măță și le era drag ca sarea în ochi, pentru că le spunea inima ce om fără de lege este spânul. Dar cum erau să iasă ele cu vorba înaintea tatălui lor? Spânul n-avea de cine, vorba aceea, găsise un sat fără câini și se plimba fără băți. La vreo câteva zile după asta, Împăratul făcu un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț au fost poftiți cei mai străluciți oaspeți. Împărați, crai, voievozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte fețe cinstite. În ziua de ospăț, fetele împăratului s-au pus cu rugămintea pe lângă spân să dea voie lui Harapalp ca să slujească și el la masă. Spânul, neputându-le strica hatârul, chemă pe Harapal de față cu dânsele și îi învoi aceasta însă cu tocmeală, ca în timpul ospățului să stea numai la spatele stăpâne său și nici măcar să-și ridice ochii la ceilalți meseni. Că de lui vedea obrăznicindu-se cumva, acolo pe loc îi și tai capul. Auzit ai ce am spus, slugă netrebnică!" zise spânul arătându lui Harapal tăișul paloșului pe care jurase credință și supunere stăpânului la ieșirea din fântână. Da, stăpâne!" răspunse Harapal cu umilință. Sunt gata la porunca luminării voastre. Fetele împăratului au mulțumit spânului și pentru atâta. Amu, tocmai pe când era temeiul mesei și oaspeții tot gustând dinul cel bun începuse să se chiurchiului câte o leacă, nu mai ia că o pasăre măiastră se vede bătând la fereastră și zicând cu glas muieratic. Mâncați, beți și vă veseliți, dar de fata împăratului roși nici nu gândiți. Atunci, deodată, tuturor mesenilor li s-a stricat cheful și au început a vorbi care ce știa și cum îl ducea capul. Unii spuneau că împăratul roș, având inimă haină, nu se mai satură de vărsat sânge omenesc. Alții spuneau că fata lui este farmazoană cumplită și că din pricina ei se fac atâtea jertve. Alții întăreau spusele celorlalți, zicând că chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de a acum la fereastră ca să nu lase nici aici lumea în pace. Alții ziceau că oricum ar fi, dar pasărea aceasta nu-i lucru curat și că trebuie să fie un trimis de undeva numai pentru a-i scodi casele oamenilor. Alții mai fricoși își stupeau în sân, menind-o ca să se întoarcă pe capul acelui a care a trimis-o. În sfârșit, unii spuneau într-un fel, alții în alt fel și multe se ziceau pe seama fetei împăratului roși, dar nu se știa care dintre acele vorbe este cea adevărată. Spânul, după ce îi ascultă pe toți cu luarea minte, clătină din cap și zise Rău când ai de a face tot cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se pare că pașteți boboci de nu vă pricepeți la al cui fapt acesta. Și atunci spânul repede și ațintește privirile asupra lui Harap Alb și nu știu cum îl prinde zâmbind. Așa, slugă vicleană ce -mi ești! Va să zic că tu ai știință de asta și nu mi-ai spus. Acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului roș. De unde știi și cum îi știi? Hai, pornește! Să nu cumva să faci de altfel că te-ai dus de pe fața pământului. Atunci Harap Alb ieșind plin de mâhnire, se duce în graj la cal și, netezindu pe coamă și sărătându-l, zice: Dragul meu tovarăș, la grea nevoie m-a băgat iar spânul. Amu a scornit alta. Ci că să-i aduc pe fata împăratului roșu de unde-i știi. Asta-i curat vorba aceea. Poftim, pungă la masă dacă ți-ai adus de acasă. Se vede că mi s-a apropiat funia la par. Cine știe ce mi s-a mai întâmplat. Cu spânul tot am dus-o cum am dus-o. Câine căinește până acum. Dar cu omul roș nu știu zău la cât mi-a stat capul. Și apoi, unde s-ar fi găsind acel împărat roș și fata lui, care cică e o farmazoană cumplită, numai cel de pe comoară fi știind. Parcă dracul vrăjește, de n bine a scăpat dintr-una și dau peste alta. Se vede că m-a născut mama într-un ceas rău, sau nu știu cum să mai zic ca să nu greșesc înaintea lui Dumnezeu. Mă pricep eu tare bine ce ar trebui să fac ca să se curme odată toate acestea. Dar m-am deprins atârâi după mine o viață ticăloasă. Vorba aceea, să nu dea Dumnezeu omului cât poate el suferi. Stăpâne, zise atunci calul nechezând cu înfocare, nu te mai olică atâta. După vremea rea, a fi el vreodată și senin. Dacă ar sta cineva să-și facă seamă de toate cele cum chitești dumneata, apoi atunci ar trebui să vezi tot oameni morți pe toate cărările. Nu fi așa de nerăbdător. De unde știi că nu s-or schimba lucrurile în bine și pentru dumneata? Omul e dator să se lupte cât a putea cu valurile vieții. Căci știi că este o vorbă. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Când sunt zile și noroc, treci prin apă și prin foc și de toate scap nevătămat. Vorba cântecului. fă -mă, mamă cu noroc și măcar mă aruncă în foc. Las pe mine, stăpâne, că știu eu pe unde te-o duce la împăratul roș, pentru că m-au mai purtat odată păcatele pe acolo cu tatul tău, în tinerețile lui. Hai, încalecă pe mine și ține-te bine, că acum am să-mi arăt puterile chiar de aici, de pe loc, în ciuda spânului, ca să-i punem venin la inimă. Harap alb atunci încălecă și calul, nechezând odată puternic, zboară cu dânsul în înaltul cerului văzducul pământului. Și o ia de curmezi de la nouri către soare, printre lună și luceferi, stele mândre lucitoare. Și apoi de la o vreme începe a se lăsa linca vântul și luând de-a lungul pământului, merg spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Dar ia să vedem ce se petrece la masă după ducerea lui Harapalb. He, zice spânul în sine tremurând de ciudă. Nu te-am știut că mi-ești de aceștia, că te mult îți făceam felul, dar trăind și nemurind te-oi sluji, om, bade o măi bade-o. Paloșul ăsta are să-ți știe de știre. E, vedeți? Moșule și cinstiți meseni, cum hrănești pe dracul fără să știi cu cine ai de-a face? Dacă nu-s și eu un puișor de om în felul meu, dar tot m-a tras harapal pe sfoară. Bine a zis cine a zis că unde-i cetatea mai tare, acolo bate dracul război mai puternic. În sfârșit, împăratul, fetele sale și toți oaspeții rămaseră încremeniți. Spânul, bodogănind din gură, nu știa cum să-și ascundă ura, iar harap alb, îngrijit de ce s-ar mai putea întâmpla în urmă, mergea tot înainte prin locuri pustii și cu greu de străbătut. Și când să treacă un pod peste o apă mare, ia o nuntă de furnici trecea și ea tocmai atunci podul. Ce să facă Harapalb? Stă o leacă și se sfătuiește cu gândul. Să trec peste dânsele, am să omor o mulțime. Să dau prin apă, mă tem că mă ineca cu tot cu cal. Dar tot mai bine să dau prin apă, cum a dat Dumnezeu, decât să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate. Și zicând Doamne ajută, se aruncă cu calul în apă, o trece în not dincolo la cel mal fără primejdie și apoi ia drumul înainte. Și cum mergea el, numai ia ca îi se înfățișează o furnică zburătoare zicând Harap alb, fiindcă ești așa de bun de ți-a fost milă de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, vreau să-ți fac și eu un bine. N-a aripa asta, și când îi avea vreodată nevoie de mine, să i dai foc ripei și atunci eu împreună cu tot neamul meu avem să-ți venim în ajutor. Harap alb, strângând aripa cu îngrijire, mulțumește furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și nu mai ia ca ce aude o bâzâitură înnădușită. Se uită el în dreapta, nu vede nimica. Se uită în stânga, nici atâta. Și când se uită în sus, ce să vadă? Un roi de albine se învârtea în zbor pe deasupra capului său și umblau bezmetice de colo până acolo, neavând loc unde să se așeze. Harapal, văzându-le așa, îi se face milă de dânsele și, luându-și pălăria din cap, o pune pe iarbă la pământ cu gura în sus și apoi el se dă într-o parte. Atunci, bucuria albinelor se lasă jos cu toatele și se adună ciotcă în pălărie. Harapal, aflând cu părere de bine despre asta, alergă în dreapta și în stânga și nu se lasă până ce găsește un buștihan putregăios îl scobește cu ce poate și îi face urtiniși, După aceea așează niște țăpuși în trânsul, îl freacă pe dinăuntru cu cătușnică, cu sulcină, cu mătăciune, cu poala sântămăriei și cu alte buruieni mirositoare și prielnice albinelor, și apoi, luându pe umăr, se duce la roi, răstoarnă albinele frumușel din pălărie în buștihan, îl întoarce binișor cu gura în jos, îi pune deasupra niște captălani ca să nu răzbată soarele și ploaia înăuntru și apoi, lăsându-l acolo pe câmp între flori, își caută de drum. Și cum mergea el mulțumit în sine pentru această facere de bine, numai ea ca îi se înfățișează înainte crăiasa albinelor zicându-i. Harap alb, pentru că ești așa de bun și te-ai ostenit și n-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta. Când îi avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o. Și eu îndată am să-ți vin în ajutor. Harap alb luând aripa cu bucurie, o strânge cu îngrijire, apoi mulțumind crăiesei pentru ajutorul făgăduit, pornește urmându-și tot înainte. Mai merge el cât mai merge și când la poalele unui codru nu mai ia ca ce vede o dihanie de om care se pârpâlea lângă un foc de 24 de stânjen de lemne și tot atunci a striga cât îl ținea gura că moare de frig. Și apoi, afară de aceasta, omul acela avea ceva de speriat. Avea niște urechi clăpăuge și niște buzoaie groase și dăbălăzate. Și când sufla cu dânsele, cea deasupra se răsfrângea în sus peste scăfărlia capului, iar cea de desubt atârna în jos de acoperea pântecele și ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroacă mai groasă de o palmă. Nu era chip să te apropii de dânsul, că așa tremura de tare de parcă îl ghihuia dracul. Și dacă ar fi tremurat numai el, ce ți-ar fi fost? Dar toată suflarea și făptura din prejură îi țineau hangul. Vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se văicăreau, pietrele țipau, vreascurile țiuiau și chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iar veverițe, găvozdite una peste alta în scorburi de copaci, Suflau în unghii și plângeau în pumni, blestemându-și ceasul în care s-au născut. Mă rog, foc de ger era, ce să vă spun mai mult. Harapalb, alb, numai o țâră cât a stat de s-a uitat, a făcut surțuri la gură și neputându-și stăpâni râsul zise cu mirare. Multe mai vede omul cât trăiește. Măi, tartorule, nu mânca haram și spune drept. Tu ești gerilă? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine de arzuliu ce ești. Râs tu râs, harap alb, zise atunci gerilă tremurând. Dar unde mergi, fără mine n-ai să poți face nimica. Hai și tu cu mine dacă vrei, zise Harapalb. De-abia te mai încălzi mergând la drum. Căci nu e bine când stai locului. Geril atunci se ia cu Harapalb și pornesc împreună. Și mergând ei o bucată înainte, Harapalb vede altă drăcie și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. E apoi să nu buvnești de râs, zise Harapalb. Măi, mai măi, că multe mai văd ochii. Pe semne ca ai flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopsea la fi, de nu-l poate sătura nici pământul. Râs tu râs, harap alb, zice atunci flămânzilă. Dar unde mergeți voi, fără mine n-aveți să puteți face nicio ispravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, zise harap alb, că doar n-am a te duce în spinare. Flămânzila atunci se ia după harap alb și pornesc tu înainte, și mergând ei o postată, numai ea ca harapal vede altă minunăție și mai mare. O arătare de om băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă pe care umblau numai 500 de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete. Măi, da, al dracului o de om mai e și acesta, zise Harapalb. Grozav burdăhan și nesățios gâtlej, de nu pot să-i potolească setea nici zvoarele pământului. Mare ghiol de apă trebuie să fie în mațele lui. Se vede că aceasta e prăpădenia apelor. Vestitul Setilă, fiul secetei, născut în zodia rațelor și împodobit cu darul subtului. Râs tu râzi, harap alb! Zise atunci Setilă, căruia începoai a-i țâșni apă pe nări și pe urechi ca niște lăptoace de mori. Dar unde vă duceți voi, fără mine degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise harap alb. De-abia nu te-ai mai linciuri atât în cele ape. Îi scăpa de blestemul broaștelor și-i dară gazmorilor morilor să umble, că destul ți-ai făcut mendrele până acum. Ce, doamne iartă, mă-i face broaște în pântece de atâta apă. Setila atunci se ia după harap alb și pornesc împreună tu spatru înainte. Și mai mergând ei o bucată, nu ia ca ce vede harap alb altă minunăție și mai minunată. O schimonositură de om avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită. Și când îl deschidea, nu vedea nimica. Da, chior peste ce apuca. Iar când îl ținea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea că vede cu dânsul în măruntaiele pământului. Iacă! Începui la a un smintit. Toate lucrurile mi se arată găurite ca sitișca și străvezi ca apa cea limpede. Deasupra capului meu văd o mulțime nenumărată de văzute și nevăzute. Văd cum crește iarba din pământ. Văd cum se rostogolește soarele după deal, luna și stelele cufundate în mare, copacii cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus și oamenii umblând cu capul între umere, Văd, în sfârșit, ceea ce n-aș mai dori să vadă nimeni pentru a-și vederea. Văd niște guri căscate uitându-se la mine și nu-mi pot da seama de ce vă mirați așa. Miravați de frumusețe vă Harap alb atunci se bate cu mâna peste gură și zice Doamne ferește de omul nebun, că tare-i jălit sărmanul. Pe de o parte îți vine a râde și pe de alta al plânge, dar se vede că așa l-a lăsat Dumnezeu. Poate că acesta-i vestitul ochilă, frate cu orbilă. Văr primare cu chiorilă, nepot de sora lui Pândilă din sat de la Chitilă, peste drum de nimerilă. Ori din târg de la sălcați, megieși cu căutați și de urmă nu-i mai dați. Mă rog unui ochilă pe fața pământului, care vede toate și pe toți altfel de cum vede lumea cealaltă. Numai pe sine nu se vede cât e de frumușel. Parcă-i un boț, chilimboț, boțit. În frunte cu un ochi, numai să nu-i fie de de ochi. Râs tu râs, harap alb, zise atunci ochilă, uitându-se închiorchioșat. Dar unde te duci, fără de mine rău are să-ți cadă. Fata împăratului roș nu se capăt așa lesne cum crezi tu. Din gardul oancei ți-o dau o împăratul dacă noi fi și eu pe acolo. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise harap alb. Că doar n-avem a te duce de mână ca pe un orb. Ochilă atunci se ia și el după harap alb și pornesc tu cinci înainte. Și mai mergând ei o bucată, numai ia ca ce vede harap alb altă băzdăganie și mai și. O pocitanie de om umbla cu arcul după vânat păsări. Și apoi, chitiți că numai în arc se încheia tot meșteșugul și puterea acelui om? Ți-ai găsit. Avea un meșteșug mai drăcos și o putere mai pe sus decât își poate dracul închipui. Când voia, așa se lățea de tare, de cuprindea pământul în brațe. Și altădată, așa se deșira și se lungea de grozav, de a ajungea cu mâna lui la lună, la stele, la soare și cât voia de sus. Și dacă se întâmpla să nu nimerească păsările cu săgeata, ele tot nu scăpau de dânsul. Ți le prindea cu mâna din zbor, le răsucea gâtul cu ciudă și apoi le mânca așa, crude, cu pene cu tot. Chiar atunci avea un vraf de păsări dinainte și o spăta din trânsele cu lăcomie ca un vultan hămesit. Harap alb cuprins de mirare zice, Dar oare pe acesta cum mama dracului l-o mai fi chemând? Zi pe nume și ți-l spun, răspunse atunci o chilă zâmbind pe sub mustăți. Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Să-i zici păsările nu greșești. Să-i zici lățilă, nici atâta. Să-i zici lungilă, asemenea. Să-i zici păsărlăț lungilă, mi se pare că-i mai potrivit cu naravul și cu apucăturile lui, zise Harapalb, înduioșat de mila bietelor păsări. Se vede că acesta-i vestitul păsărlăț lungilă, fiul săgetătorului și nepotul arcașului, brâul pământului și scara cerului, ciuma zburătoarelor și spaima oamenilor, că altfel nu te mai pricep cum să-i mai zici. Râzi de mine, râzi, alb zise atunci păsărlăț lungilă. Dar mai bine ar fi să râzi de tine, că nu știi ce păcate te paște. Chitești că fata împăratului roș numai așa se capătă? Poate n-ai știință ce vidmă de fată e aceea. Când vrea să se face pasăre măiastră, îți arată coada și iai urma dacă poți. De n fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioarele ducându-vă. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise atunci Harap Alb. De-abia mi-i lua pe gerile de țurluc și îi purta cu nasul pe la soare. Doar s-a încălzit cât uși de cât și n-a mai clănțăni atâta din măsele. Ca un cocoster de cei bătrânicioși, că parcă mă strânge în spate când îl văd așa. Păsări lăți lungilă se ia atunci după hara palb și pornesc tus șase înainte. Și pe unde treceau, părjol făceau. Gerilă potopea pădurile prin ardere, flămânzilă mânca luți și pământ amestecat cu humă și tot striga că moare de foame, setilă sorbea apa de prin bălți și iazuri de se zbăteau peștii pe uscat și țipa șarpele în gura broaștei de secetă mare ce era pe acolo. O chilă vedea toate celea ca dracul și nu mai îngheța ce da din trânsul. Că e laie, că e bălaie, că e ciută, că e cornută. Mă rog, nebunii de ale lui. Câte în lună și în stele că-ți venea să fugi de ele. Sau să râzi ca un nebun. Credeți-mă ce vă spun. În sfârșit, păsări lungilă, ademenea zburătoarele și jumulite nejumulite le papa pe rudă pe sămânță de nu se mai stăvilea nimeni cu păsări pe lângă casă de răul lui. Numai harap alb nu aducea nicio supărare. Însă ca tovarăș era părtaș la toate, și la pagubă, și la câștig. Și prietenos cu fiecare, pentru că avea nevoie de dânsi în călătoria sa la împăratul roș, care zice ci că era un om păclișit și răutăcios la culme. Nu avea milă de om nici cât de un câine. Dar vorba aceea, la unul fără suflet trebuie unul fără de lege. Și gândesc eu că din cinci ne spălați câți merg cu harap alb, ia veni unul de hac. Și-a mai da împăratul roș și peste oameni, nu tot peste butuci ca până atunci. Dar iar mă întorc și zic, mai știi cum vine vremea? Lumea asta e pe dos și toate merg cu capul în jos. Puțin suie, mulți coboară, unul macină la moară. Și apoi acela unul are atunci în mână și pâinea și cuțitul și taie de unde vrea și cât îi place, tu te uiți și n-ai ce i face. Vorba aceea, cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. Așa și harap al săi. Poate rizbuti să ia fata împăratului roș, poate nu, dar acum deodată ei se duc tot înainte și mai la urmă cum le-a fi norocul, ce-mi pasă mie. Eu sunt dator să spun povestea și vă rog să ascultați. Amu, harap alb și cu ai săi, mai merg ei cât merg și într-o târzie vreme ajung la împărăție, Dumnezeu să ne ție căci cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și cum ajung, odată intră buluc în o gradă, tus șase. Harap alb înainte și ceilalți pe urmă, care de care mai chipos și mai îmbrăcat, de se ațele și curgeau obielele după dânsii. Parcă era oastea lui Papuc Hoja Hogegarul. Și atunci Harap se și înfățișează înaintea împăratului Roș, spunându-i de unde, cum, cine și pentru ce anume au venit. Împăratul i-a fost de admirarea, văzând că niște golani au asemenea îndrăzneală, devin cu nerușinare să-i ceară fata, fie din partea oricui ar fi. Dar nevoind a le strica inima, nu le spune nici da, nici ba, ci le dă răspuns că să rămâie peste noapte acolo și până mâine dimineață să mai gândit el ce trebuie să facă. Și pe altă parte, Împăratul odată chemă în taină pe un credincios al său și dă poruncă să-i culce în casa cea de aramă înfocată, ca să doarmă pentru veșnicie, după cum pățise și alți pețitori, poate mai ceva decât aceștia. Atunci credinciosul împăratului se duce repede și dă foc casei celei de aramă pe dedesubt, cu 24 de stânjeni de lemne, de se face casa roșie cum e jaraticul. Apoi, cum însearează, vine și poftește pe oaspeți la culcare. Geril atunci, năzdrăvan cum era el, cheamă pe tovarășii să-i deoparte și le zice cetișoar. Măi, nu cumva să vă împingă mititelul să intrați înaintea mea unde ne duce omul țapului cel roș. Că nu mai ajungeți să vedeți ziua de mâine. Doar unul împăratul roș, vestit prin meleagurile astea pentru bunătatea lui cea mai pomenită și milostivirea lui cea neauzită. Îl știu eu cât e de primitor și de darnic la spatele altora. mai de nu i-ar muri mulți înainte. Să trăiască trei zile cu cea de-alaltă ieri. Dar apoi fetișoara lui a zis dracul și s-a făcut. Bucățică ruptă tată să în picioare, ba încă și mai și. Vorba aceea, capra sare masa, iada sare casa. Dar las că și-au găsit ei omul. De nu le i veni eu de ha în astă noapte, nici mama dracului nu le mai vine. Așa gândesc și eu, zise flămânzilă. Și-a pus el împăratul roș boi în cârt cu dracul, dar are să-i scoată fără coarne. Ba mi se pare că da el și te leagă și plug și otic și tot, numai să scape de noi zise ochilă. Ia ascultați mai, zise gerilă. Vorba lungă sărăcia omului. Mai bine, haidem la culcare, că ne așteaptă omul împăratului cu masa întinsă, cu făcliile aprinse și cu brațele deschise. Hai, ascuțiți-vă dinții și porniți după mine. Și odată pornesc ei teleap, teleap, leap, și cum ajung în dreptul ușii se opresc puțin. Atunci gerilă suflă de trei ori cu buzișoarele sale cele iscusite și casa rămâne nici fierbinte, nici rece. Cum e mai bine de dormit în trânza? Apoi intră cu toții înăuntru, se tologește care unde apucă și tac mă cheamă. Iar credinciosul împăratului, încuind ușa pe din afară cu repejune, le zice cu răutate. Las că v-am găsit eu ac de cojoc. De acum dormiți, dormireați somnul cel de veci, că v-am așternut eu bine. Vă veți face scrum până mâine dimineață. Apoi îl lăsă acolo și îl se duce în treaba lui. Dar harap palb și cu ai săi nici nu bindiseau de asta. Ei cum au dat de căldurică, pe loc li s-au muiat ciolanele și au început a se întinde și a se hârjoni în ciuda fetei împăratului roș. Ba, încă se întindea de căldură de-i treceau genunchii de gură și hoșma morocănea pe ceilalți zicând Numai din pricina voastră am răcit casa, căci pentru mine era numai bună cum era, dar așa pățești dacă te cu niște bicisnici. Las că va mai păli el berechetul acesta și altă dată. Știi care are has și asta? Voi să vă lăfăiți și să huzuriți de căldură, iar eu să crăp de frig. Bună treabă! Să-mi dau eu liniștea mea pentru hatărul nu știu cui. Acuși vă târnăiesc prin casă, pe rudă, pe sămânță. Încă altea să nu se aleagă nimica nici de somnul meu, dar nici de al vostru. Iată că-ți gura mai gerilă, ziseră ceilalți. Acuși se face ziua și tu nu mai stinchești cu brașoave tale." tale. Al dracului ligioaie mai ești. Destul acum că ne-ai făcut capul călindar. Cine a mai dori să facă tovărășie cu tine, aibă-și partea și poartă-ți portul. Că pe noi știu că ne-ai amețit, are cineva cap să se liniștească de răul tău? Ia uzălăi. Parcă e o moară hodorogită. Nu mai gura lui se aude în toate părțile. Hoșmă tolocănește pentru nimica toată, curat ca un nebun. Tu, mai, ești bun de trăit numai în pădure, cu lupi și cu urși, dar nu în case împărătești și între niște oameni cum se cade. Ia, ascultați mai. Dar de când ați spus voi stăpânire pe mine? zise Gerila. Apoi, nu mă faceți din calmăgar că vă veți găsi mantaua cu mine. Eu sunt bun cât bun. Dar și când mă scoate cineva din răbdare, apoi nu-i trebuie nici țigan de laie împotriva mea. Zău, nu șuguiești mai buzilă? Da, amarnic mai ești la viață. Când te mâni, faci sânge în baligă. Zise flămânzilă. Tare mi ești drag, te-aș vârâ în sân, dar nu în cap de urechi. Ia mai bine o goiește-te o leacă și mai strângeți buzișoarele acasă. Nu de alta, dar să nu-ți pară rău pe urmă, că doar nu ești numai tu în casa asta. E, apoi, vorba aceea, fă bine să-ți auzi de rău, zise gerila. Dacă nu v-am lăsat să intrați aici înaintea mea, așa mi se cade. Ba încă și mai rău decât așa. Cine a face altă dată ca mine, ca mine să pățească. Ai dreptate, măi gerilă. Numai tu nu te cauți, zise ochilă. Dar cu prujituri de ale tale, ea acuși se duce noaptea și vai de odihna noastră. Măcar tu să fii acela ce ai zice când ți-a stricat cineva somnul. Ba încă ai dat peste niște oameni ai lui Dumnezeu? Dar să fi fost cu alții, he he, mâncai papară până acum. Dar nu mai tăceți, măi, că ea acuștre cu picioarele prin pereți și ies afară cu acoperământul în cap. Zise lăț lungilă. Parcă nu faceți-a bine de nu vă mai astâmpără dracul nici la vremea asta. Măi buzilă, mi se pare că tu ești toată pricina gâlcevei dintre noi. Ba, bine că nu, zise ochilă. Are el noroc de ce are, dar știu eu ce ar trebui. Ia să-i faci chica topor, spinarea dobă și pântecele copză, zise setilă. Căci al minterelea nici nu e chip să o scoți la capăt cu buclucașul acesta. Gerilă, văzând că toți îi stau împotrivă, se mânia atunci și unde nu trântește o brumă pe pereți, de trei palme de groasă de a început a clănțăni și ceilalți de frig, de sărea cămașa de pe dânsii. Na, încă altea v-am făcut și eu pe obraz. De acum înainte spuneți ce vă place, că nu mi-a fi ciudă, zise Gerilă râzând cu hohot. Și apoi, ci că să nu te strici de râs, de harap alb nu zic, dar voi, mangosiților și farfasiților, de câte ori îți fi dormit în stroc și pe târnomată, să am eu acum atâția bani în pungă nu mi-ar mai trebui altă. Oare nu cumva v-ați face și voi niște feciori de ghindă, fătați în tindă, că sunteți obraze subțiri? Iar caut sămânță de vorbă mai buzilă, ziseră ceilalți. Al dracului să fii cu tot neamul tău, în vecii vecilor, amin. De asta și eu mă anin și mă închin în fața voastră ca la un codru verde, cu un poloboc de vin și cu unul de pelin zise Gerilă. Și haide acum să dormim, mai acuși să ne trezim, într-un gând să ne unim, pe Hara palp să-l slujim și toți prieteni să fim, căci cu vrajbă și urgie raiul nu o să-l dobândim. În sfârșit, ce ori mai fi dondănit ei și cât ori mai fi dondănit, că nu mai ia ca se face ziua. Și atunci, credinciosul împăratului, crezând că s-a curățat de oaspeți, vine cu gândul să măture scrumul afară după rânduială. Și când ajunge mai aproape, ce să vadă? Casa cea de aramă, înfocată așa de strașnic de cusară, era acum toată numai sloi de gheață și nu se mai cunoștea pe din afară nici ușă, nici ușori, nici gratii, nici obloane la ferești, nici nimica. Iar înăuntru se auzeau un tărăboi grozav. Toți bocăneau la ușă cât puteau și strigau cât le lua gura zicând. Nu știm ce fel de împărat e acesta, dar ne lasă fără scânteie de foc în vatră să degerăm aici. Așa sărăcie de lemne nu s-a văzut nici la bordeiul cel mai sărăcăcios. Vai de noi și de noi că ne-a limba în gură și măduva ne de frig. Credinciosul împăratului, auzind aceste, pe de o parte l-a cuprins spaima, iar pe de alta s-a îndrăcit de ciudă. Și dă el să descuie ușa și nu poate. Dă să o desprindă, nici atâta. Pe urmă, ce să facă? Aleargă și vestește împăratul despre cele întâmplate. Atunci vine și împăratul cu o mulțime de oameni cu cazmale ascuțite și cazane pline cu un crop. Și unii tăiau gheața cu cazmalele, alții aruncau cu un crop la țățânile ușii și la borta cheii și după multă trudă, cu mare ce hălăduiesc să deschidă ușa și scot pe oaspeți afară, și când colo, ce să vezi? Toți erau cu părul, cu barba și mustețile pline de promoroacă. De nu-i cunoșteai. Oameni sunt, draci sunt, ori alte arătări. Și așa tremurau de tare, de le dârdăiau din în gură. Iar mai ales gerilă, parcă îl zghihuiau toți dracii. Poz ne făcea cu buzișoarele sale, încât s-a îngrozit și împăratul roș când l-a văzut făcând așa de frumușel. Atunci harap alb ieșind dintre dânsii, se cu vincios înaintea împăratului zicând Prea înălțate, împărate, Luminarea sa, nepotul prea puternicului verde împărat, m-a fi așteptând cu nerăbdare. De acum înainte, cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Binevoinice, zise împăratul uitându-se la dâns și ca macru oarecum. A venia și vremea aceea, dar acum deodată iau-o spătați ceva ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie. Parcă v-a ieșit un sfânt din gură, luminate împărate, zise atunci flămânzilă, că ne gheorțăiesc mațele de foame. Poate ni-ți da și ceva de udeală, măria ta, zise Setilă, când ne sfârăi gâtlejul de sete. Ia, lăsați mai, zise ochilă clipocin mereu din gene, că luminarea sa știe ce ne trebuie. Așa cred și eu, zise păsărilă. Doar de-a puterea hi. Am căzut la masă împărătească. Să nu vă temeți, că înălțimea sa are atâta portare de grijă ca să nu fim chinuiți cu fric, cu foame și cu sete. Mai rămâne îndoială despre asta, zise gerilă tremurând cumplit dar n-aveți știință că înălțimea sa este tata flămânzilor și al însetaților. Și tocmai de asta mă bucur și eu, că de-abia mă încălzi o leacă bând sângele domnului. E, dacă vă gura acum, zise flămânzilă, destul e o măciucă la un car de oale. Nu tot ce pe măria sa, că om e și dumnealui. Pentru niște sărăcuți ca noi e greu de făcut trept de acestea, dar la o împărăție, ca cum te-ar pișca un purece, nu se mai bagă de seamă. Din partea mea, mâncarea e o zăbavă. Băuturica mai este ce este zise Setila. Și aș ruga pe luminarea sa că dacă are de gând a ne spăta după cum a hotărât, apoi să ne îndesească mai mult cu o deală, pentru că acolo stă toată puterea și îndrăzneala. Vorba aceea, dă cu cinste să piară rușinea. Dar mi se pare că prea ne-am întins la vorbă și luminarea sa nu știe cum să ne mai intre în voie. Acum de ne-ar da odată ce ne-ar da, zise flămânzilă, căci mă roade inima de foame ce mie. Ia mai îngăduiți o leacă, măi, zise ochilă că doar nu va omas șoareci în pântece. Acuși s-or aduce și bucatele și vinul și nu mai dați avea pântece unde să le puneți. Îndată vi se aduce de mâncare și băutură, zise împăratul. Nu mai deți putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Nu vă pare lucru de șagă. De ne-ar da Dumnezeu tot atâta supărare luminarea voastră, zise atunci flămânzilă, ținându-se cu mâinile de pântece și înălțimii voastre gând bun și mână slobodă ca să ne dați cât se poate mai multă mâncare și băuturică, zise Setilă căruia îi lăsa gura apă. Că din mâncare și băutură, lasta că ne întrece cineva. Numai la treabă nu ne punem cu toți nebunii. Împăratul tăcea la toate aceste, îi asculta cu dezgust și nu mai înghițea noduri. Dar în gândul său, bine, bine, cercați voi marea cu degetul, dar ia să vedem cum i-ați dat de fund. Vă vorie și ele toate aceste pe nas. După aceea îi lăsă și se duse în casă. În sfârșit, nu trece mult la mijloc și numai ia cali li se aduc 12 harabale cu pâine, 12 iavolițe fripte și 12 buți pline cu vin de cel hrănit, de care cum bei câte o leacă, pe loc ți se taie picioarele, îți clipesc ochii în cap, ți se încleie limba în gură și începe a bolborosi turcește fără să știi bechiu măcar. Flămânzilă și setilă ziseră atunci celorlalți. Mai mâncați voi întâi și beți, cât veți putea, dar nu cumva să vă puneți mintea cu toată mâncarea și băutura că apoi al vostru e dracul. Atunci harap alb, gerilă, ochilă și păsări lungilă, se pun ei de o spătează și beau cât le trebuie. Dar ce are a face? Parcă nici nu se cunoștea de unde au mâncat și au băut. Că doar mâncare și băutură era acolo, nu șagă. Da, ca la o împărăție. Hai, ia dați-vă la o parte, măi păcătoșilor, că nu mai ați crâmpoțit mâncarea. Ziseră atunci flămânzilă și setilă care așteptau cu neastâmpăr, fiind rupți în coș de foame și de sete. Și atunci unde nu începe la cărăbănii deodată în gură câte o haraba de pâine și câte o iavoliță întreagă, și repede mițiile am fulecat și le-a forfecat de parcă n-au mai fost. Iar setilă, dând fundurile afară la câte o bute, horpți o sugea dintr-o singură sorbitură. Și repede, repede, mițile a sub pe toate de rândul de n-a mai rămas nici picătură de vin pe doage. După aceea, flămânzilă a început a striga în gura mare că moare de foame și a zvârli cu ciolane în oameni împărătești care erau acolo de față. Iar Setilă striga și el cât ce putea că crapă de sete și a zvârlea cu doage și cu funduri de poloboc în toate părțile ca un nebun. Împăratul atunci, auzind voie tocmai din casă, iese afară și când vede aceste își pune mâinile în cap de necaz. Mai, 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 aceștia scurat sărăcie trimisă de la Dumnezeu pe capul meu, zise împăratul în sine plin de amărăciune. Mi se pare că ia acum mi-am dat și eu peste oameni. Harap alb iese atunci în mijlocul celorlalți și iar se înfățișează înaintea împăratului zicând să trăiți luminate împărate. De acum, cred că mi-ați dat fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră, căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare. A venia și vremea aceea voinice, zise împăratul cam cu jumătate de gură. Dar ia mai aveți puțină răbdare, căci fata nu-i din cele de pe drumuri, să o luați numai așa cum s-ar întâmpla. Ia să mai vedem cam cum ar veni trebușoara asta. Nu-i vorbă. De mâncat ați mâncat și de băut ați băut fiecare cât 17. Însă de acum înainte mai aveți și ceva treabă de făcut. Iaca, Vă dau o mierță de sămânță de mac amestecată cu una de nisip mărunțel și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte fir de fir și nisipul de altă parte. Nu cumva să găsesc vreun fir de mac printre nisip sau vreun fir de nisip printre mac, că atunci am stricat pacea. Și dacă îți putea scoate la capă trebușoara asta, atunci o -i mai vedea eu. Iar de nu, veți plăti cu capul o brăznicia ce ați întrebuințat față cu mine, ca să prindă și alții la minte văzând de patima voastră. Și apoi, ducându-se împăratul în lui, i-a să-și bată capul cum vor ști. Atunci harapal cu ai săi au început a strânge din numere, nepricepându-se cei de făcut. Ea apoi șagă, vi se pare? Cu chițibușuri de aceste să ne zăbovim noi? Păclișit om e împăratul roș, zise atunci o chilă. E, eu nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc stare bine firele de mag de cele de nisip, dar numai iuțeală și gură de furnică ar trebui să aibă ca să poți apuca, alege și culege niște flecuștețe ca aceste în așa scurtă vreme. Bine a zis cine a zis că să te ferești de omul roș, că el liși tai dracul în picioare. Acum văd și eu. Harap alb își aduce aminte de aripa cea de furnică, o scoate de unde o avea strânsă, apoi scapă și îi dă foc cu o bucățică de ea aprinsă. Și atunci, minune mare! Numai ea că au și început a curge furnicile cu droaia, câtă pulbere și spuză, câtă frunză și iarbă. Unele pe sub pământ, altele pe deasupra pământului și altele în zbor, de nu se mai curmau venind. Și într-un buc au și ales nisipul de o parte și macul de altă parte. Să fi dat mii de mii de lei, nu găseai fir de mac printre nisip sau fir de nisip printre mac. Și apoi, în zor de ziua, când e somnul mai dulce, de doarme și pământul sub om, o mulțime de furnici din cele mărunțele au străbătut în lăuntrul palatului și au început a pișca din somn pe împăratul. De el frigeau, nu altceva. Și văzându-se el cuprins de așa usturime, s-a sculat cu nepus în masă, căci nu mai era chip să doarmă, cum dormea alte dăți până la amiază, nesupărat de nimeni. Și cum s-a sculat, a și început a căuta cu deamănuntul prin așternut să vadă ce poate să fie. Dar a găsit nimica toată, căci furnicile intraseră parcă în pământ. S-au mistuit de nu se știe ce s-au mai făcut. A dracului treabă! Uite ce blândă mi-a ieșit pe trup! Să fi fost nimica parcă nu-mi vine a crede. Însă, mai știu și eu? Ori părerea mă înșală, ori s-a stricat vremea, zise împăratul. Din două una trebuie să fie numai decât. Dar până una alta ia să mă duc să văd. Au ales nisipul de maca cei nespălați care îmi rod urechile să le dau fata? Și când se duce împăratul și vede cum se împlinise de bine porunca lui, se umple de bucurie. Și nemai având ce pricină să le caute, rămâne pe gânduri. Atunci harap alb iese din mijlocul celorlalți și se înfățișează împăratului zicând. Prea înălțate, împărate! De acum, cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit. A venit și vremea aceea, voinice, zise împăratul îngânând vorba printre dinți. Dar până atunci mai este încă o treabă. Ia ce aveți de făcut. Fata mea are să se culce de seară unde se culcă totdeauna, iar voi să-mi o străjuiți toată noapte. Și dacă mâine dimineață s-a aflat tot colo, atunci poate să-ți o dau. Iar de nu, cei păți cu nimeni nu-i împărți. Înțelezați? Să trăiți lumina împărate, răspunse Harapalb, numai de n-ar fi mult întârziere, căci stăpânul mă așteaptă și grozavă urgie poate să cadă pe capul meu din asta pricină. Stăpânul tu ca stăpânul tu? Ce ți-a face el? asta e deosebit de bașcă. Zise împăratul uitându-se chiorâș la dânsii. Ei e vă măcar și pielea de pe cap, ce am eu de acolo? Însă pe mine căutați să nu mă smintiți. Fata și ochii din cap, Căci ce atâta vileacul, V-ați dus pe copce cu toată șmecheria voastră. După aceasta, împăratul îi lăsă încurcați și se duce la ale sale. Aici încă trebuie să fie un drac la mijloc, zise Gerila clătinând din cap. Ba, încă de cei bătrâni? Săgeata de noapte și dracul cel de amiezi, spuse ochilă. Dar nu și-a jucat el mendrele îndelung, așa cred eu. În sfârșit, durai vurai, seara vine, fata se culcă și harapalp se pune strajă chiar la ușa ei, iar ceilalți se înșiră tot câte unul până la poartă după poruncă și când pe aproape de miezul nopții, fata împăratului se preface într-o păsărică și zboară nevăzută printre cinci străji. Dar când ajunge pe la străjerul ochilă, el, se mi-o și vede și dă de știre lui păsărilă zicând Măi, fetișoara împăratului ne tras butucul, a dracului zgâtie de fată, s-a prefăcut în păsărică, a zburat ca săgeata pe lângă ceilalți și ei habar n despre asta. E, apoi, lasă-te în seama lor dacă vrei să rămâi fără cap. De acum numai noi o putem găsi și aduce la urma ei. Taci molcum și haidem după dânsa. Eu ți-o-i arăta-o pe unde se ascunde, iar tu mi-o prins cum ținește șugul. Și să-i strâmbi gâtul o leacă. Să se învețe ea pe de altă dată a mai purta lumea pe degete. Și atunci, odată pornesc ei după dânsa și nu merg tot mai mult și ochilă zice. Măi păsărilă, ia că ia, colo în dosul pământului. Tu pilată sub umbra iepurelui. Pune mâna pe dânsa și nu o lăsa. Păsărilă atunci se lățește cât poate, începe a boșbăi prin toate buruienile și când se pună mâna pe dânsa, zbrr pe vârful unui munte și se ascunde după o stâncă. Ia că mai colo în vârful muntelui, după stânca aceea, zise Ochilă. Păsărilă atunci se înălță puțin și începe a cotrobui pe după stânci și când se pună mâna pe dânsa, zbrr și de acolo și se duce și se ascunde tocmai după lună. Mai păsărilă, ia cătă-o toia colo după lună, zise Ochilă, căci nu pot eu să o ajung să-i dau o scărmănătură bună. Atunci, păsările se o odată și se înalță până la lună. Apoi, cuprinzând luna în brațe, găbuiește păsări și mi-o-și facă de coadă și cât pe ce să-i sucească gâtul. Ea atunci se preface în fată și strigă înspăimântată: Dăruiește-mi viața, păsărilă, că tu-i dăruiești și eu cu milă și cu daruri împărătești, așa să trăiești. Bacă chiar erai să ne dăruiești cu milă și cu daruri împărătești, dacă nu te vedeam când ai pașlit-o. Farma zoană ce ești, zise o Știu că am tras o durdură bună căutându-te. Ia, mai bine hai la culcuș, că se face ziua cuș. Și apoi, ce -a mai fi, a mai fi. Și odată mi facă ei, unul de o mână și altul de cealaltă, și hai, 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 în zor de ziua ajung la palat și trecând cu dânsa printre străji, o silesc să intre în odaia ei, tot cum a ieșit. Ei, harap alb, zise atunci o chilă. Dacă nu eram eu și cu păsările, ce faceți voi acum? Iac așa, tot omul are un dar și un amar, și unde prisosește darul, nu se mai bagă în seama amarul. Amar era să fie de voi de nu eram noi amândoi, și cu străjuirea voastră era vai de pielea noastră. Harap alb și ceilalți, nemai având ce zice, pleacă capul rușinați, mulțumindu-lui păsărilă și vestitului ochilă, căci le-au fost ca niște frați. Și atunci numai mai ca și împăratul, vine ca un leu paraleu să-și ia fata pe seamă, și când o găsește sub strajă, după cum nu se aștepta el, nu mai scânteia ochii din cap de ciudă, dar nu a avut ce face. Atunci Harap alb iar se înfățișează înaintea împăratului zicând: Lumina tempărate. De acum cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Bine, voinice, zise împăratul posomorât. A venit și vremea aceea. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purtat. Hai, și dacă îi cunoaște o care e a mea adevărată, ia o și duceți-vă de pe capul meu că mi-ați scos pe real de când ați venit. Iacă, mă duc să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină cu mine, și dacă o, ferice de tine a fi. Iar de nu, luați-vă trafusele și începeți a vă cărăbănii de la casa mea, căci nu vă mai pot suferi. Și ducându-se împăratul, pune de piaptănă și îmbracă la fel pe amândouă fetele, apoi dă poruncă să vie harapal și să ghicească fata împăratului. Harapal, văzându-se pus în încurcătură, nu mai știa ce să facă și încotro să o dea ca să nu greșească tocmai acum la ducă. Și mai stând el pe gânduri o leacă, cum e omul tulburat, își aduce aminte de aripa cea de albină și scoțându-o de unde avea strânsă, scăpără și îi dă foc cu o bucată de iască aprinsă. Și atunci nu mai ca se pomenește cu creia albinelor. Ce nevoie te-a adus la mine harap alb?" zise ea zburând pe umărul său. Spunem mi căci sunt gata să deslujesc. Atunci harap alb începe a-i spune toate cu deamănundul și o roagă pe toți Dumnezeii ca să-i dea ajutor. N-ai grijă, harap alb," zise creia albinelor. Las că te fac eu să o cunoști dintr-o mie. Hai, intră în casă cu îndrăzneală, căci am să fiu și eu pe acolo." Și cum îi intra, stai puțin și te uită la fete. Și care îi vedeau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului. Atunci harap alb intră cu albina pe umăr în odaie, unde era împăratul și cu fetele. Stă apoi puțin deoparte și începea să se uita când la una, când la alta. Și cum sta el drept ca lumânarea și le privea cu băgare de seamă, creia să albinelor zboară pe obrazul fetei împăratului. Atunci ea tresărind, odată începe a țipa și a se apăra cu năframa ca de un dușman. Lui harap alb atât i-a trebuit. Îndată face câțiva pași spre dânsa, o apucă frumușel de mână și zice împăratului. Luminarea voastră! De acum cred că nu mi-ți mai face nicio piedicare, pentru că am adus la îndeplinire tot ce ne-ați poruncit. Din partea mea poți să o iei de acum Harapalb, zise împăratul ovilit și searbă de la față de supărare și rușine. Dacă n-a fost ea vrednică să vă răpuie capul, fi măcar tu vrednic să o stăpânești, căci acum ți-o dau cu toată inima. Harapalb mulțumește atunci împăratului și zice fetei. De acum putem să mergem căci stăpânul meu, luminarea sa, nepotul împăratului verde, a fi îmbătrânit așteptându-mă. Ia mă îngăduiește puțin răbdătorule, zise fata împăratului, luând o turturică în brațe, spunându-i nu știu ce la ureche și sărutându-o cu drag. Nu te grăbi așa, harap alb, că te-ai pripi. Stai că mai ai și cu mine o leacă de vorbă. Înainte de pornire, trebuie să meargă calul tău și cu turturica mea să-mi aducă trei smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă de unde se bat munții în capete și de a veni torturica mea înainte cu smicelele și apa, ia-ți nădejdea despre mine, căci nu merg ferească Dumnezeu. Iar de a avea noroc și a veni calul tău mai întâi și mi-o aduce cele poruncite, să știi că merg cu tine oriunde mi-i duce. S-a mântuit socoteala. Și atunci odată pornesc și turturica și calul, fugind pe întrecute, când pe sus, când pe jos, după cum cerea trebuința. Dar turturica fiind mai ușoară, ajunge mai înainte. Și pândind tocmai când era soarele în cruce, de se odihneau munții numai pentru o clipită, se repede ca prin foc și ia trei smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă și apoi ca fulgerul se întoarce înapoi. Și când pe la poarta munților calul îi iese înainte, o proptește în cale și o ia cu măgulelile zicându-i Turturică, rică, dragă păsărică, adă la mine cele trei smicele de măr dulce, apa cea vie și cea moartă, și tu du-te înapoi de altele și mi-ajunge din drum, că ești mai sprintăne decât mine. Hai, nu mai sta la îndoială și dă-mi-le, căci atunci are să fie bine și de stăpânul meu și de stăpâna ta, și de mine și de tine. Iar de nu mi da, stăpânul meu Harapalbi este în primejdie și de noi încă n-are să fie bine. Turturica parcă n-ar fi voit, dar calul nu mai întrebă de ce e cu jocul. Se repede și ia apa și smicelele cu hapca și apoi fuge cu dânsele la fata împăratului și îi le dă de față cu harap alb. Atunci lui harap s-a umplut inima de bucurie. Vine ea și turturica mai pe urmă, dar ce ți-e bună? Alei țolină ce miești, zise fata împăratului, dar bine mai vândut. Dacă e așa, hai, pornește chiar acum la împăratul verde și vestește că venim și noi în urmă. Atunci turturica pornește, iar fata împăratului în genunche dinaintea tătâne său și zice Binecuvântează-mă, tată, și rămâi sănătos. Se vede că așa mi-a fost sortit și n-am ce face. Trebuie să merg cu harap alb și pace bună. După aceasta își ia cele trebuitoare la drum, apoi încalecă și ia pe un cal în și stă gata de pornire iar Harap Alb, luându-și oamenii săi, încălecă și el și pornesc spre împărăție, Dumnezeu să ne ție, căci cuvântul din poveste înainte mult mai este. Mers au ei zi și noapte, nu se știe cât au mers, și de la un loc, gerilă, flămânzilă și setilă, păsărlăț lungilă și năzdrăvanul ochilă, se opresc cu toți în cale, se opresc și zi cu jale. Harap Alb, mergi sănătos, de-am fost răi, tu ni ierta, căci și răul prinde câteodată bine la ceva. Harap Alb le mulțumește și apoi pleacă liniștit, Fata veselii zâmbește, luna în cer a asfințit. Dar în pieptul lor răsare, ce răsare? Ia, un dor, soare mândru luminos și în sine arzător, ce se naște din scânteia unui ochi fermecător. Și mai merg ei cât mai merg, și de ce mergeau înainte, de ce lui Harap se turburau mințile, uitându-se la fată și văzând o cât era de tânără, de frumoasă și de plină de vină încoace. Salăți din grădina ursului, pielea și capul cerbului le-a dus la stăpână sau cu toată inima, dar pe fata împăratului roș mai nu-i venea să o ducă, fiind nebun de dragostea ei. Căci era boboc de trandafir din luna lui mai scăldat în roa dimineții, dezmierdat de cele de întâi raze de soare, legănat de adierea vântului și neatins de ochii fluturilor. Sau cum s-ar mai zice la noi în țărănește, era frumoasă de mama focului. La soare te puteai uita, iar la dânsa ba. Și de aceea, harap alb o prăpădea din ochi de dragă ce era, nu-i vorbă, și ea fura cu ochii din când în când pe harap alb și în inima ei parcă se petrecea nu știu ce. Poate vrând dor ascuns care nu-i venea al spune. Vorba cântecului. Fugi de acolo, vin încoace, și-s binișor, nu-mi da pace. Și mai știu eu cum să zic, că poate să nu greșesc. Dar știu atâta, că ei mergeau fără a simți că merg, părându-li se calea scurtă și vremea și mai scurtă. Ziua ceas și ceasul clipă. Da, cum e omul când merge la drum cu dragoste alături? Nu știa sărmanul Harapal ce l acasă, căci nu s-ar fi gândit la deal de acestea. Însă vorba cântecului. De-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Dar ia ca ce m-am apucat de spus. Mai bine vă spunem că turturica ajunsese la verde împărat și îl înștiințase că vine Harapal cu fata împăratului roș. Atunci împăratul verde a și început a face pregătire ca pentru o fată de împărat, dând și poruncă să le iasă într un întâmpinare. Iar spânul icnea în sine și se gândea numai la răzbunare. În sfârșit, mai merge Harapal cu fata împăratului cât mai merge și de la o vreme ajung și ei la împărăție. Și când colo, numai ia ca cele ies înainte împăratul verde, fetele sale, spânul și toată curtea împărătească ca să-i primească. Și văzând spânul cât e de frumoasă fata împăratului roș, odată se repede să o ia în brațe de pe cal. Dar fata îi pune atunci mâna pe piept, îl îmbrâncește cât colo și zice Lipsește dinaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine! Am venit pentru Harapalb, Alb, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde!" Atunci împăratul verde și fetele sale au rămas încremeniți de ceea ce au auzit, iar spânul, văzând că i s-a dat vicleșugul pe față, se repede ca un câine turbat la harap alb și zboară capul dintr-o singură lovitură de paloș zicând Na, așa trebuie să pățească cine calcă jurământul!" Dar calul lui harap alb îndată se repede și el la spân și îi zice Până aci, spânule!" Și odată miți își facă cu dinții de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului și apoi dându-i drumul de acolo se face spânul până jos praf și pulbere iar fata împăratului roș, în învălmășagul acesta, repede pune capul lui Harapalb la loc, îl înconjoară de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce, toarnă apă moartă să stea sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește cu apă vie și atunci Harapalb, îndată în vie și ștergându-se cu mâna la ochi, zice suspinând. E, dar din greu somn mai adormisem. Dormei tu mult și bine, Harapalb, dacă nu eram eu, zise fata împăratului roș, sărutându-l cu drag și dându-i iar paloșul în stăpânire. Și apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului verde, își jură credință unul altuia, primind binecuvântarea de la dânsul și împărăția totodată. După aceasta se începe nunta și apoi dă Doamne bine. Lumea de pe lume s-a strâns de privea, soarele și luna din cer le râdea. Și apoi, fost au poftiți la nuntă, crăiasa furnicilor, crăiasa albinelor și sa zânelor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și au mai fost poftiți încă crai, crăiese și împărați, oameni în seamă băgați, și un păcat de povestar fără bani în buzunar. Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea o spăta și bea. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Cine se duce acolo, bea și mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă, iar cine nu, se uită și rabdă.